PMP va depune o moțiune de cenzură împotriva guvernului Dăncilă, principalele motive fiind violențele din 10 august, dar și răspândirea pestei porcine. Liderul PMP, Eugen Tomac, a anunțat că va solicita tuturor parlamentarilor sprijinul în acest demers. Și PNL va depune o moțiune simplă, având ca temă intervenția brutală a jandarmeriei la mitingul diasporei, moțiune îndreptată împotriva ministrului de interne Carmen Dan. De asemenea, liberalii cer și audierea premierului Viorica Dăncilă în Camera Deputaților, anunță președintele PNL. Ludovic Orban vrea ca premierul Dăncilă să dea seamă de responsabilitățile subordonaților săi din cadrul guvernului și prefecturii, jandarmeriei și celorlalte instituții de forță.